Fântânile arteziene din Craiova sunt frumoase și utile doar vara, pentru că iarna acestea sunt oprite și din această cauză inestetice. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, vrea să schimbe acest aspect și a inițiat un concurs de idei pentru a transforma fântânile craiovene în adevărate opere de artă. Provocarea cea mai mare o constituie fântâna muzicală din piața Mihai Viteazul. Am scos la concurs de soluții intrarea în orașul Craiova, care nu știu cum va arăta, depinde cum o imaginează artiștii, fie sub formă de poartă, fie un alt monument reprezentativ pentru Craiova, pentru că la ora actuală, actualul monument pe care scrie Craiova nu este absolut deloc reprezentativ pentru noi. Apoi, fântâna din piața Mihai Viteazul, care, din păcate, își dă zilele acestea obștescul sfârșit. Nu mai există piese ca să o putem repara, s-au făcut o felul de improvizații. Din această cauză, nici nu mai este folosită zilnic, ci doar în perioada weekendului. Dacă mai stăm un an fără să lansăm acest concurs de soluții, s-ar putea să ne trezim anul viitor că nu mai avem deloc fântână. Eu îmi doresc să fie în continuare tot fântână, mai mare decât este la ora actuală, poate și cu o sculptură care să rămână pe perioada iernii, să vadă frumos, pentru că actuala fântână este frumoasă doar vara și poate fi folosită doar vara, dar în perioada iernii acolo sunt niște țevi și atât, nici măcar acoperită de apă, plus că este aceeași melodie de 7 ani care nu se poate schimba pentru că așa este construit softul respectiv. Schimbarea la față vizează și alte două arteziene din Craiova, cea din mijlocul străzii Unirii și cea de la Ciupercă. Ne-am pus în jur de 5.000 de euro pentru idee. Urmează după să fie studiul de fezabilitate făcut în baza ideilor care vin. Deci, practic, noi nu premiem decât ideea, cum ar trebui să fie acolo. Și o să vedem care sunt costurile. În orice caz, n-au cum să coste 10 milioane de euro toate la un loc cât a costat fântâna din zona centrală, dar oricum eu sunt absolut convinsă că vor fi mult mai frumoase. Dacă nu ne place nimic din ceea ce vine la concursul de soluții, nu este obligatoriu să schimbăm ceva. Miza concursului este una importantă, 5.000 de euro pentru ideea câștigătoare. Punerea ei în practică va necesita alte fonduri, dar primarul Băniei este încrezător că va fi una rezonabilă.